Ciprian, bine ai revenit la FC Viitor. Cum ți-ai regăsit foștii colegi după jumătate de sezon? Bine v-am găsit. Ce pot să zic? O atmosferă foarte bună. Chiar m-au surprins plăcut, că i-am urmărit tot timpul cât am fost plecat. Și sper ca în continuare să fie aceeași atmosferă și să termină cât mai sus. Cum a fost ultima jumătate de an pentru tine? Tu ai fost împrumutat și ai jucat la FC Brașov. Pot să zic că a fost o perioadă chiar bună, cu meciuri foarte bune. Și de asta sunt și mulțumit că am jucat câteva meciuri importante acolo. Așa cum spuneai, urmărim parcursul Viitorului. Echipa este deja în play-off. Se vorbește în ultima perioadă din ce în ce mai des despre titlu. Crezi că este realizabil la acest obiectiv? Da, din moment ce suntem acolo sus, în play-off, trebuie să luăm meci cu meci și cred eu că putem realiza acest obiectiv, câștigarea campionatului. Ce așteptări personale ai tu pentru a doua parte a sezonului? Pentru partea a doua a sezonului vreau să mă pregătesc cât mai bine și de ce nu să joc cât mai mult. Succes! Mulțumesc frumos!